seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, bun găsit la Focus. Iată care sunt principalele știri de astăzi. Doi jurnaliști și un activist de mediu au fost nopiți în bătaie de mai mulți bărbați atunci când filmau un reportaj despre mafia lemnului. Un tir a căzut de la 20 de metri înălțime, s-a întâmplat la Constanța, iar șoferul n-a avut vreo șansă de supraviețuire. Acuzații grave făcute de un bărbat, acesta susține că i-au fost vaccinați copiii fără acordul lui. Doi jurnaliști și un activist de mediu au plătit cu vârf și îndesat încercarea de a realiza un documentar în care să demaște jaful din pădurile din Bucovina. 20 de inși au bătut și umilit în timpul filmărilor. 11 dintre ei au fost identificați și conduși la audieri. În scandal a intervenit și ministrul mediului. Un documentar realizat în pădurile din nordul țării urma să dezvăluie caracatița ce patronează tăierile ilegale de lemn. Activistul de mediu Tiberiu Boșutar îi ajuta pe jurnaliștii Mihai Dragorea și Radu Mocanu să strângă dovezi. S-au trezit însă în circuiți aproximativ 20 de indivizi înarmați cu topoare și bâte. Amenințările cu moartea s-au transformat rapid într-o agresiune în toată regula. Bătuți crunt, lăsați fără haine și barjocoriți, unul dintre jurnaliști a apucat să sune la 112. N-am apucat să închidem ușa sau să pornim mașina. Noi ne-am aruncat în mașină, eu țineam și portile din spate erau de mine și de colegul meu Radu. Portile din față erau deschise și ăștia intrau peste Tibi, care se ținea săracul de volan și ăștia dau cu bâte în cap și pum și picioare. Mihai Dragolea a scăpat doar aruncându-se într-o râpă. Păi mi-a dat un pumn în față și după ce având o râpă în față, am sărit în râpa aceea, sperând că o să sar acolo și o să pot să sun de acolo, să nu mă urmeze. În 30 de minute a ajuns și poliția la fața locului. Agresorii se făcuseră de mult nevăzuți. Cu toate că persoanele vătămate au oferit informații vagi cu privire la agresori, polițiștii, prin activități specifice, au identificat și depistat deja 11 persoane implicate în eveniment, care au fost conduse la sediul poliției. Starea unei dintre jurnaliștii agresați era deosebit de gravă. Șocul și loviturile l-au făcut pe Radu Mocanu să-și pierdă conștiența. Din ambulanța care îl transporta la spital, activistul de mediu care însoțea pe ziariști a găsit puterea să relateze live cele întâmplate. A fost un fond forestier cu cameraman, chemat de un local. L-am sunat să cheme silvicultorul de la cantonul unde am ajuns, că avem o suspiciune. Nu știu, da. Au venit 10, aproape tot are o topoare și rănci. Am început să pierd cunoștința. Deși din spusele activistului de mediu se poate vorbi despre o tentativă de omor, iar intervenția polițiștilor ar fi fost tardivă, superior acestora spun că agenții au acționat cât se poate de eficient. Este o zonă împădurită de sute de hectare care nu prezintă un grad de siguranță din niciun punct de vedere. Toate cele trei persoane au fost salvate la timp și au ajuns în stare de siguranță la sediul poliției. Echipamentul de filmare și toate registrările au fost distruse de atacatori. Tiberiu Boșutar a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, însă nu a vrut să rămână internat și a plecat pe picioarele sale. Ulterior a ajuns la Spitalul Floreasca din capitală. Toate cele trei victime au mers apoi la poliție pentru a depune o plângere formală. Cazul a stârnit indignarea ministrului mediului. Într-o postare pe Facebook, Tanțoș Barna spune că astfel de fapte nu pot fi acceptate și cere angajaților din domeniul silvic să coopereze deplin cu anchetatorii. O femeie și concubinul acesteia au fost arestați. Asupra celor doi planează suspiciuni extrem de grave. Femeia și-ar fi ucis în bătaie copilul de numai 2 ani. Mai multe detalii din ancheta care cutremură Iașul în câteva minute în jurnal. Accident cumplit în apropiere de orașul Brad din județul Hunedoara. Șoferul unei cisterne a intrat cu viteză mult prea mare într-o curbă. Vehiculul a intrat în balans și a ieșit de pe șosea. În cele din urmă s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului. Accidentul a fost filmat de o cameră instalată pe o mașină care se afla în urma cisternei. Doar norocul a făcut ca în momentul în care cabina s-a desprins de cisternă și a ajuns pe contrasens, nimeni să nu se afle pe drum în acel moment. Șoferul a scăpat nevătămat, dar în zona s-a circulat cu restricții timp de mai multe ore. Un alt șofer s-a prăbușit cu un tir într-o râpă la Gigea. Mastodontul a avut o viteză atât de mare încât n-a mai putut lua curba din giratoriu pe breteaua care duce către portul Constanța și a zburat pur și simplu de pe șosea. Șoferul a murit strivit de cabina camionului. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Când au ajuns la fața locului, polițiștii au văzut de sus un morman de fiare contorsionate, la 20 de metri sub autostradă. Parapetul de protecție era rupt cu o lungime mare și de jur împrejur erau bucăți de camion. S-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 23 de ani a condus un autotren, iar la un moment dat a lovit sensul giratoriu, ulterior răsturnându-se în afara părții carosabile într-o prăpastie de aproximativ 20 de metri. S-a dat alarma la 112 și ISU Dobrogea a trimis la fața locului mai multe echipaje de intervenție. Șoferul tirului nu se vedea pe nicăieri, iar
concluzia salvatorilor a fost că e încarcerată în cabina mașinii. Medici și pompieri au coborât pe fundul gropii unde era tirul prăbușit. Au fost alocate o auto specială de stingere, un smurd tip B, un smurd tip C și o descarcerare. Din păcate, după descarcerarea persoanei, aceasta a fost declarată decedată. Pentru că bărbatul nu avea puls și nu respira, medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Însă a fost tardiv. Șoferul avea 23 de ani și era din Constanța. Ieri sărbătorise ziua de naștere. Tirul pe care îl conducea era încărcat cu greu și trebuia să ajungă în portul de cereale la export. Călătoria pe sub tiruri este noua metodă pe care imigranții o folosesc pentru a ajunge ilegal în alte țări. Este și cazul unui imigrant tunisian care astăzi a fost reținut de autoritățile române în județul Argeș. Bărbatul a trecut granița pe sub tir și, ca să le arate prietenilor cât de curajos este, s-a și filmat. În momentul în care șoferul tirului a oprit într-o parcare pe autostrada A1, tunisianul a ieșit de sub vehicul și a plecat pe jos către Pitești. Nu a mai apucat însă să ajungă pentru că a fost prins de autorități. Bărbatul le-a spus polițiștilor că mergea spre Germania, unde voia să caute de lucru. Apar noi informații despre cazul fetiței de 2 ani care a murit în urmă cu câteva zile la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Mama și concubinul ei au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că micuța a ajuns săptămâna trecută la spital în stare de inconștiență, iar mama ei le-a spus medicilor că ar fi lăsat-o nesupravegheată în cada plină cu apă. Mai multe lovituri găsite pe corpul fetiței au făcut însă pe medici să anunțe autoritățile. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat în seara aia care ați dus fata la spital? De unde erau loviturile care au fost găsite de medici? Cei doi suspecți pentru moartea fetiței de doar 2 ani sunt chiar mama și concubinul acesteia. Ei au fost aduși în arestul IPJ Iași. Sper să primească pedeapsa maximă pentru ceea ce a făcut fetele mele. Instanța a admis propunerea unității de parchet și a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele celor doi. Fetița de doar 2 ani a ajuns săptămâna trecută la spital în stare de inconștiență. Mama ei le-a spus medicilor că ar fi lăsat-o nesupravegheată în cada plină cu apă. În realitate însă medicii au bănuit faptul că micuța ar fi fost bătută pentru că avea corpul plin de vânătăi, așa că au anunțat poliția. Fetița s-a stins din viață la începutul acestei săptămâni. A fost internată cu multiple leziuni și cauza decesului care a fost ulterior internării, cu toate că specialiștii au ținut-o în viață câteva zile, a fost tocmai aceasta, de la lovire repetate și ingerenție de substanțe de apă. În familia respectivă se mai află doi copii care nu sunt ai doamnei respective, ci a concubinului actual ai mamei. Anchetatorii așteaptă acum rezultatul necropsiei pentru a stabili cu exactitate ceea ce a provocat decesul fetiței. Acuzații grave lansate de un craiovean la adresa statului român. Bărbatul susține că reprezentanții DGASPC Dolj au vaccinat fără acordul lui cele două fete pe care le lăsase într-un centru de plasament cât timp el era plecat la muncă în Franța. Totul este însă perfect legal, susțin cei de la Protecția Copilului. Cele două surori au fost părăsite de mamă în urmă cu 10 ani. Femeia le-a abandonat și a plecat în străinătate. Au rămas doar cu tatăl, care, atunci când a plecat și el la muncă peste hotare, le-a dus într-un centru de plasament. Acum, acesta susține că fetele au fost imunizate pentru COVID fără ca el să fie de acord cu acest lucru. Acum câteva zile am vorbit cu fetele și mi-au spus că au fost vaccinate. Mi-au zis că doare umărul, spatele. Nu mi-a venit să cred când am auzit. Am întrebat-o pe doamna șefă de centru. Nici n-a vrut să-mi ia în seamă niciun fel de cuvânt pe care eu l-am spus. Minorele au fost vaccinate săptămâna trecută cu prima doză. Tatăl vrea ca ele să nu facă rapelul. Am sunat la București, am luat legătura cu dânsii de la Centrul de Protecție al României. Le-am explicat toată situația pe care mi s-a comunicat din partea fetelor. Au rămas încremeniți și dânsii, deci nu era nevoie să facă vaccinul minorelor. Plus de asta trebuia să-mi ia consimțământul meu. Reprezentanții DGASPC Dolj susțin că vaccinarea s-a făcut conform legii. Reprezentantul legal al fetelor și-a dat acordul. Iar în acest caz, reprezentantul legal este chiar șefa centrului în care copiii sunt instituționalizați. Decizia am luat-o împreună cu o echipă de medici. De fiecare dată când iau decizii privitoare la sănătatea copiilor, evident că primesc opinia medicilor care se ocupă de copii. Nu au avut contraindicații cu privire la vaccin. Tatăl a fost informat, însă nu este nevoie de acordul dânsului cu privire la vaccinarea copiilor.
Tatăl fetelor este revoltat. Susține că va sesiza inclusiv poliția în acest caz. Cum însă nu este în țară, va depune plângerea online. 90% dintre copiii aflați în centrele de plasament din întreaga țară au fost deja vaccinați. Este oficial, vom merge la restaurant și la evenimente cu certificatul COVID. Guvernul a adoptat hotărârea CNSU, care înseamnă practic restricții pentru nevaccinați. Decizia vine în ziua în care capitala și alte 4 județe au intrat în scenariul galben. Mersul la restaurant cu certificatul COVID devine o realitate. Autoritățile au decis că evenimentele se vor organiza doar pentru persoane vaccinate, atunci când incidența infectărilor trece de 3 la 1000, dar și cu alte reguli stricte. Barurile, cluburile sau discotecile vor funcționa în intervalul 5 dimineața, 2 noapte la o capacitate de 30%, iar sălile de jocuri de noroc la o capacitate de 50%. Masca de protecție va fi obligatorie peste tot. De asemenea, la anunții vor putea participa maximum 200 de persoane cu asigurarea spațiului de 2 metri pătrați pentru fiecare. Ne bucură realmente că autoritățile au reușit să înțeleagă în ultimele luni cât de importantă este această industrie și practic viața privată a românilor, căci nașteri și nunți au loc în continuare, n-ai ce să faci. Toată lumea și mai ales mirii se așteaptă chiar și acum ca nunta lor să nu fie niciun fel afectată. Reprezentanții industriei salută decizia, însă cer predictibilitate. Ne-am dorit foarte tare din partea autorităților să fie pregătite din timp și pentru scenariul de peste 6. Rata de incidență crește destul de mare pe această tulpină, iar industriile pot să continue să-și facă activitatea dacă reglementările vin din timp. Dar restricțiile nu se opresc la Horeca și competițiile sportive se vor adapta noilor reguli, iar la cinema masca de protecție va fi obligatorie. Concertele și evenimentele asemănătoare se vor desfășura cu maximum 1000 de persoane, iar protestele cu 100. Oamenii nu sunt încântați de noile decizii ale autorităților și se tem de o nouă stare de urgență. Mi se pare o discriminare totală. Nu sunt nici antivaccinist, nici anticonspiraționist, nici ce vor să zică așa mari politicieni. Nu mi se pare o idee bună. Pentru că destul e masca, e de ajuns. E destul exagerat să se ceară un certificat de vaccin sau un test de fiată când vrei să mergi să mănânci sau așa. Dacă crește tot așa, până ajunge la, nu știu, o rată mare pe loc, pe mie, nu știu, 6 la 1000 sau așa, o să e inevitabilă starea de urgență. În București se așteaptă introducerea de noi restricții chiar și înainte de trecerea pragului de 3 la 1000. Capitala a înregistrat astăzi o incidență de 2,05 la 1000. Noile măsuri urmează să fie adoptate de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. 11 profesori, 3 persoane din rândul personalului școlar și 54 de elevi cu COVID-19. Acesta este bilanțul după prima săptămână de la începerea școlii în județul Timiș. Reprezentanții inspectoratului școlar spun însă că numărul celor infectați cu SARS-CoV-2 ar putea să fie mai mare, pentru că alți câțiva elevi urmează să fie testați astăzi și mâine. Timișoara se apropie de pragul de 3 infectări la 1000 de locuitori. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, a urmărit acest subiect și vine cu mai multe amănunte. Bună seara, Ovidiu, ce spun autoritățile sanitare în momentul acesta? Bun găsit, majoritatea cadrelor didactice din învățământul școlar din Timiș, purtătoare de SARS-CoV-2, sunt din Timișoara, unul este însă din Lugoj. Reprezentanții învățământului timișan susțin că cei mai mulți elevi infectați nu au nicio legătură cu profesorii purtători ai virusului și că cel mai probabil s-au infectat în afara școlii, iar transmiterea virusului s-a făcut de la un elev la altul. Practic, elevii din 18 clase de la mai multe școli din Timișoara, dar și câteva din județ, au trecut în online, după ce în fiecare clasă a fost descoperit cel puțin un caz de infectare cu noul coronavirus. De asemenea, două grădinițe din Timișoara și-au suspendat programul cu prezență fizică, după ce educatoarele au fost depistate pozitiv. Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara spune însă că în zilele următoare, cu siguranță, numărul elevilor va crește, pentru că este puțin probabil ca în afara clasei aceștia să fi purtat măști sau să fi stat la distanță unii de alții. Iar dacă vorbim de varianta Delta, transmiterea este una foarte ridicată. Infecționiștii mai spun că soluția este vaccinarea. Din păcate, doar puțin peste 60% dintre cadrele didactice din Timiș sunt imunizate complet. Iar în ceea ce privește elevii, cei care pot fi vaccinați, numărul acestora este de 3600. Mai trebuie spus că Timișoara se apropie vertiginos de pragul de 3 la 1000 rată de infectare. Cel mai probabil acesta va fi depășit până la finele săptămânii, ceea ce aduce o serie de restricții. Timișoara a fost în zona verde cu o rată de sub 1 la 1000 din 15 mai, atunci când au fost ridicate toate restricțiile.
Atât deocamdată de aici. La revedere! Ovidiu, îți mulțumim. Se anunță un weekend plin, dar cu nervii întinși la maximum pentru șoferii din București. Traficul, deja sufocat, va fi dat peste cap de numeroase evenimente. Colega mea, Cătălina Iordache, are însă mai multe informații. Cătălina, bună seara! Ce trebuie să știi cei care ies din case, mai ales cu mașina prin București? Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Într-adevăr, în București se organizează mai multe evenimente culturale și sportive, începând chiar din această seară. Așadar, șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare, dar să caute și rute alternative înainte de a porni la drum. Aș începe cu binecunoscuta zonă de promenadă de pe Calea Victoriei și de pe străduțele adiacente. Cum s-a întâmplat și până acum și în acest weekend în aceste zone, traficul rutier este interzis de la Piața Victoriei pe mai multe perimetre. Încă din această seară a început și evenimentul Street Delivery, până duminică inclusiv, traficul rutier va fi restricționat pe strada Artur Verona, dar și în apropierea bazei sportive Cireșarii. Un alt eveniment cultural, Dâmbovița Delivery, va bloca din această seară până duminică la miezul nopții o porțiune din Splaiul Unirii. Mâine, un eveniment sportiv și colorat, The Color Run, va restricționa traficul rutier pe Bulevardul Unirii, de la Biblioteca Națională până la Piața Alba Iulia. Totul se va întâmpla în interval orar 14:20. Tot mâine se va desfășura și un marș ciclist care va avea loc pe prima bandă de circulație, însă ar putea fi impuse restricții progresive de trafic dacă situația o va cere. Și nu e tot, mâine mai este organizat și un maraton, iar un eveniment caritabil va bloca strada Mătăsar duminică. De asemenea, IMAP se desfășoară începând din această seară până duminică în Piața Constituției. Așadar, polițiștii rutieri sfătuiesc șoferii să-și lase mașinile acasă, iar dacă totuși nu se poate, să fie atenți în trafic, să respecte regulile de circulație. De asemenea, pietonii trebuie să meargă doar pe trotuar și să fie și ei atenți. Totodată și transportul public în comun va fi afectat de aceste evenimente. Momentat atât despre acest subiect, Marius. Cătălina, îți mulțumim. Susțineți căsătoria între persoanele de același sex? A fost una dintre întrebările la care a răspuns candidatul la șefia USR Plus, Dacian Cioloș, în emisiunea Insider Politic realizată de Sebastian Zacman. Nu există nicio decizie în România pe căsătoria persoanelor de același sex. Există o decizie a Curții de Justiție Europene ca o decizie într-un stat membru să fie respectată și în celelalte stat membru. Adică dacă unui cetățean român îi se dau niște drepturi în România, el când merge în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, să îi se respecte. Acum este mai invers. Acum. Persoane se respecte care trăiesc într-o relație în același sex sau drepturi impus, în străinătate. Nimeni, ca să fiu foarte clar, nimeni nu a impus României căsătoria persoanelor de același sex. În urmă cu câteva zile, Parlamentul European, instituție din care face parte și Dacian Cioloș, a votat o rezoluție care spune că familiile formate din persoane de același sex ar trebui să aibă drepturi egale peste tot în Uniunea Europeană, la fel ca restul cetățenilor. Cum și-a mai argumentat eurodeputatul opinia în legătură cu acest subiect, aflați însă duminică de la ora 11 la emisiunea Insider Politic, bineînțeles la Prima TV. Un tren care a trecut prin aproape toate țările din Europa a ajuns astăzi și în România. Însă, călătorii au fost surprinși de ce au găsit. Căi ferate extrem de vechi și uzate, iar o gară care stă să se prăbușească. Membrii din Comisia Europeană care au organizat acest traseu de 20.000 de kilometri au fost dezamăgiți de infrastructura de la noi din țară. Însă, comisarul european Adina Vălean spune că în urma acestui proiect cu trenul Connecting Europe Express, România va obține fonduri și va putea astfel investi în structura feroviară. La ora 10, trenul Connecting Europe Express a ajuns în Giurgiu, într-o gară care nu a mai fost renovată de ani buni, dar care este încă pe harta feroviară. Imaginea a fost însă spălată de un ansamblu folcloric care și-a întâmpinat oaspeții. După 20 de minute, trenul s-a pus în mișcare cu destinația București.
Trenul trebuie să oprească în peste 100 de localități din 26 de țări. Cursa durează în total 5 săptămâni, iar destinația finală este în Paris, acolo unde acest tren va ajunge pe 7 octombrie, astfel că vorbim despre un traseu de 20.000 de kilometri care a început în Lisabona. Noi am luat trenul din Gara de Nord Giurgiu și până în București ar trebui să facem în jur de 2 ore. Și 2 ore a durat drumul care în mod normal are 60 de kilometri. Din cauza unui pod închis s-a făcut un ocol de 45 de kilometri. Însă, în ciuda problemelor, membrii Comisiei Europene au vrut să marcheze primul lor drum cu trenul în România. Aceste steaguri ne arată toate orașele în care trenul a oprit. Dacă mergem însă puțin mai în față, putem observa și steagul care reprezintă România. Vedem aici un steag cu Giurgiu, primul oraș în care acest tren a oprit, însă mai urmează și multe alte orașe, printre care se numără Brașov și Cluj. Însă, infrastructura din România lasă de dorit și acest lucru se vede din prima. A big importance of this trip is really to insist on the local people or the beneficiaries and the politicians that the investment should be real. Realize now and that the money they get from the commission should be invested so that we can first realize the infrastructure but show as well that it's well invested. So when traveling from Bulgaria to Romania, we of course see that we still need to invest a lot in order to connect Romania to the rest of Europe. La ora 12:25, cu o întârziere de un minut față de ora stabilită, Connecting Europe Express a ajuns în Gara de Nord din București. Oficialii s-au înghesuit să-și primească oaspeții. Știu situația căi ferate din România, cred că cu toții o cunoaștem, și cunoaștem subfinanțarea acestui sector vital pentru economia României. La București, în curând, după acest eveniment, vom începe să dezbatem finanțarea proiectelor de infrastructură feroviară. Statele membre ale Uniunii Europene angajează peste 48 de miliarde de euro pentru proiecte feroviare. România ar putea accesa în jur de 800 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei feroviare. Trenul Connecting Europe Express va sta în România până duminică. În țara noastră, trenul va parcurge 900 de kilometri și se va opri în mai multe gări. Mai multe agenții de turism din Kazahstan testează zilele acestea litoralul românesc și delta Dunării. Dacă le place, își vor trimite turiștii aici cu avioane charter chiar de vara viitoare. Un avion a adus pe aeroportul Mihail Gogălinceanu câțiva dintre cei mai mari tur operatori din țara central-asiatică. Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când reprezentanța unor tur operatori importanți din Astana, capitala statului Kazah, vin să vadă hotelurile și ce avem de oferit la munte, în delta și la mare, pentru a ne include în catalogele lor turistice. Vor fi ghidați în România de un conațional din Republica Moldova, care îi va duce timp de 7 zile în cele mai frumoase locuri, iar misiunea nu este deloc ușoară. Facem parte din două lumi, ca și cultură diverse, dar să știți că în ultimul timp, aceste culturi se apropie între ele. Turiștii kazahi preferă hotelurile de 4 stele, modernizate sau noi, cu piscină proprie și apropiate de plajă, din stațiunea Mamaia și din Mamaia Nord. De regulă, aleg servicii cu demi-pensiune. Să nu uităm că vorbim de turiști kazahi cu bugete foarte mari de vacanță, turiști care călătoresc cu familii extinse. De multe ori, poate două familii reușesc să ocupe un avion întreg. Când vine vorba de munte, turiștii din Kazahstan ar vrea să vadă trasee turistice și sunt mari amatori de istorie și obiceiuri locale. Primul călător care ne-a vizitat țara este chiar ambasadorul kazah la București. I'm here already 2 years. I visited few places here. Transilvania, Bucovina, Craiova. Tur operatorii prezenți de astăzi în țara noastră au cea mai mare experiență pe piața turistică din Kazahstan, în prezent operând doar pe Grecia și Turcia. Mulți șasli сегодня оказаться на вашей земле. На это прекрасно. Я чувствую, что здесь классно, уже классно. И я думаю, что вот эта вся коллаборация в дальнейшем приведет к тому, что много-много самолетов прилетят с Казахстана сюда, чтобы увидеть эту землю. We know this. It's very beautiful country with a rich history, with a beautiful nature. România visează în principal turiști din Kazahstan cu venituri peste medie. De aceea, gazdele vor prezenta numai hoteluri de 4 și 5 stele, atât în regim all-inclusiv, cât și doar cu mic dejun. Suntem pregătiți, avem un hotel proaspăt renovat, ridicat la standardul de 4 stele, cu absolut tot ce și-ar putea dori un oaspete în hotel. Iar pe lângă hotel avem de oferit și
oaspeții pot să vadă multe lucruri interesante. Organizatorii speră că după acest infotrip, agenții de turism kazah vor introduce România cu litoralul, cu delta și cu muntele în catalogele lor și ar putea începe să trimită grupuri chiar din anul următor. Cel mai important centru economic al Italiei a fost potopit de ape. Milano a plouat într-o oră și jumătate cât într-o singură lună. Vorbim în câteva minute însă despre acest subiect. S-a deschis o ușă spre o lume mai bună pentru mii de pacienți din București. Artiștii plaștici și-au donat operele și au reușit să strângă împreună 65.000 de euro pentru bolnavii care au nevoie urgentă de un aparat ecograf. Horațiu Mălăele, Omid Ganali, dar și alți artiști au pictat uși din lemn masiv și le-au donat către o fundație. A urmat o licitație, iar prețul unei singure uși a pornit de la 1.500 de euro. Cornelia Petre este unul dintre artiștii care au decis să picteze o ușă și să o doneze pentru o cauză nobilă. Pentru mine, galbenul reprezintă speranță, turcoaz, verde, sunt culorile vii care înseamnă un mesaj pentru o lume mai bună. De aceea am folosit aceste culori. Sunt cu sufletul și cu mintea și cu absolut tot pentru ceea ce înseamnă a ajuta oameni, obiective, principii pentru o lume mai bună. Horațiu Mălăele a pictat și el zile la rând o ușă simplă, dar cu un mesaj puternic. Aceasta este ușa desenată, pictată de maestru Horațiu Mălăele. Are o poveste foarte frumoasă, este rodul unei munci de câteva zile foarte intense. Avem doar o ușă deschisă înspre o lume mai bună, o invitație pentru fiecare dintre noi să ne imaginăm această lume cum dorim noi. Arhitectul Omid Ganadi a pictat una dintre cele mai spectaculoase uși de la licitație și a reușit să impresioneze sute de oameni. Opera de artă s-a vândut la licitație pentru suma de 6.500 de euro. În fața pacienților noștri, în fața beneficiilor noștri, de multe ori se închide o ușă. Ușa este neagră nu pentru că ei își doresc să fie așa, ci pentru că așa arată ușile care se închid în nas în viața lor. Însă propunerea lui și propunerea noastră este să deschidem această ușă și să înțelegem că dincolo de ea există suflet, există oameni. Cu cei 65.000 de euro care s-au strâns în urma licitației, va fi cumpărat un ecograf destinat persoanelor din București care nu au asigurare medicală. Cu toate posibilitățile de tratament actuale, cancerul de pancreas rămâne boala cu cea mai mică rată de supraviețuire. Principalul motiv este evoluția fără dureri sau simptome specifice, astfel că doar 15% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadiul în care tumora mai este operabilă. Tot ce putem face pentru a ne apăra este să evităm factorii de risc, precum fumatul, alimentele nesănătoase ori stresul. Cancerul pancreatic apare atunci când celulele pancreatice se dezvoltă necontrolat. Această acumulare duce la formarea tumorii, iar în lipsa tratamentului aceasta se răspândește la vasele de sânge și la organele din apropiere. Din păcate, simptomatologia nu este una specifică, de aceea boala este descoperită foarte târziu. Cu toate posibilitățile de tratament pe care le avem la ora actuală. Din păcate, putem spune că este un cancer parșiv, pentru că simptomatologia este de obicei tardivă. Pacientul se prezintă cu durere situată în etajul abdominal superior, eventual cu iradiere în spate și de multe ori se consideră că ar putea fi o durere legată de patologia de coloană vertebrală, ceea ce este eronat. Unii pacienți se îngălbenesc, prezintă icter și un lucru extrem de important este scăderea în greutate. Medicii spun că doar 15% dintre pacienți sunt diagnosticați la timp pentru a putea fi operați, iar rata de recidivă este de peste 80%. Tratamentul depinde de stadiul bolii și de localizare, precum și de starea generală de sănătate. Ne bucurăm de fiecare dată atunci când reușim să operăm un pacient cu un cancer de pancreas. Din păcate, aceștia sunt doar 15-20% dintre pacienții care se prezintă cu această patologie. Peste jumătate se prezintă în stadiul de metastaze și după ce se face chirurgie, se recurge la chimioterapie.
Chimioterapia este standardizată la ora actuală, dar se încearcă să se meargă pe o terapie personalizată în funcție de mutațiile genetice existente la fiecare pacient. Care sunt factorii de risc în apariția cancerului de pancreas, dar și ce aparate există pentru a ajuta persoanele cu probleme de mobilitate sau cine poate apela la chirurgia bariatrică, aflați sâmbătă dintr-o nouă ediție Sănătate cu stil, de la ora 11 la Prima TV. Cronica Cârcotașilor revine în forță la Prima TV. Vânătorii de bâlbe, gafe și glume au pregătit un sezon de neratat. Umorul și buna dispoziție sunt la aceleași cote înalte pe care telespectatorii fideli le cunosc de mai bine de două decenii. Există însă și surprize. Ca să le aflați, fiți cu ochii pe Cronica Cârcotașilor. Astăzi, de la ora 8. Toamna se numără gafele și bâlbele. După o vacanță de vară în care și-au făcut bine temele, cârcotașii vă așteaptă în fiecare vineri. Să rămână bună seara tuturor, facem apel la calmitate, așezați-vă liniștiți, bucurie mare! Bine v-am regăsit, ne-am întors din vacanță, dragilor! Stilul e același care i-a consacrat. Formula de prezentare s-a schimbat însă. La pupitrul cronicii vă întâmpină Ioana Petric și Codruț Checheș, iar în locul bebelușei Cristina, care a devenit mămică, a venit Denisa. Mulțumesc pentru primirea frumoasă în familia voastră. N-ai emoții, da? Au trecut emoțiile? Mulțumesc tare mult. Despre asta vorbeam. Vă mulțumesc, a fost o surpriză minunată și total neașteptată. Și cum ei se ocupă de distracție, telespectatorii trebuie doar să deschidă televizorul pe Prima TV în fiecare vineri, de la ora 20. Am deschis sezonul de vânătoare, așa că haideți să începem Cronica Cârcotașilor! S-au rupt norii deasupra orașului Milano, unde doar o oră și jumătate a plouat cât pentru două luni. Mașinile au fost acoperite aproape în întregime de ape. Aeroportele orașului italian au fost și ele afectate, iar zborurile întârziate. O furtună puternică a lovit Milano, iar rafalele de vânt au bătut cu 80 de km la oră. Vremea extremă a fost însoțită de ploi abundente și grindină. Zeci de oameni au rămas blocați în propriile mașini după ce drumurile și pasajele au fost inundate. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru ca oamenii să poată ieși în siguranță din propriile vehicule. Pistele aeroporturilor din Milano au fost și ele inundate, iar ploaia torențială și vântul extrem de puternic au provocat devieri majore ale curselor aeriene. Un italian a povestit momentele critice prin care a trecut în drumul către aeroport după ce mașina sa a rămas blocată în ape. Stau rientrando în aeroporto, il primo sottopasso tranquillamente, il secondo c'era circa 15 cm d'acqua, non di più. A un certo punto però la macchina si è fermata perché è proprio spento il motore. Automaticamente ho cominciato a salire l'acqua in modo veloce e mi sono trovato subito l'acqua praticamente alla portiera. Din cauza riscurilor majore provocate de vremea extremă, mai multe aeronave care trebuiau să aterizeze pe aeroportul Milano Malpensa au fost redirecționate către Torino și Bergamo. Probleme au fost și pe aeroportul Linate, unde au existat întârzieri majore ale zborurilor, iar unele aterizări și decolări nu au putut fi realizate. Potopul a provocat probleme în toată regiunea Lombardia. Descoperire istorică pentru lumea artei, o lucrare până acum necunoscută publicului larg, semnată de Van Gogh, va fi expusă în muzeul dedicat artistului din Amsterdam. Este vorba de o schiță în creion care s-a aflat într-o colecție privată și despre care proprietarii n-aveau idee cine este autorul. Lucrarea face parte din prima parte a creației titanului olandez. Este datată din 1882 și, de mai bine de un secol, face parte din colecția unei familii. Specialiștii din Amsterdam au confirmat autenticitatea desenului, iar acum acesta va fi expus în Muzeul Van Gogh din Amsterdam. Van Gogh chose this subject early on in his career when he was working in The Hague. And he was really interested in sort of the ordinary person. He was also looking to express emotion here, and it's kind of
interesting that this has come up at this moment. Publicul va putea să admire opera până pe 2 ianuarie 2022. Atunci aceasta se va întoarce în casa proprietarului. Desenul de mici dimensiuni surprinde un muncitor în vârstă care stă așezat pe un scaun cu capul în mâini. Not many people notice, but at heart Van Gogh was a figure and a portrait painter, much more than he was a landscape painter at heart. It's not always easy for him to find models. In the summer of 1882, he discovered that he lacked the ability to paint people. So he was already drawing them, but he lacked to paint them. So in order to be able to paint people as well, he went back to the drawing board. Cel mai scump tablou vândut care poartă semnătura lui Van Gogh este chiar un portret, cel al doctorului Gachet. Un cumpărător a plătit pentru această lucrare 152 de milioane de dolari. A început săptămâna modei în capitala britanică, după ce ultimele două ediții ale evenimentului s-au desfășurat online. Modelele au defilat din nou pe podium în aplauzele publicului avid să vadă cele mai noi creații ale designerilor de top. Timp de 5 zile, Londra devine capitala europeană a modei. Designerul Sol Nash a deschis evenimentul cu o colecție care a tras toate privirile. Modelele au defilat în ținute legere care și-au propus să reflecte vremurile tulburi pe care le traversăm. Un accent deosebit a fost pus pe comoditate, așa că ținute cu alură sport au fost vedetele colecției. Pe podium au urmat creațiile vestimentare ale designerului Edward Crutchley. Acesta a apariat pe imprimeuri cu motive geometrice. În plus, membrii ai comunității queer au defilat în haine de epocă. Frica de virus a determinat organizatorii să nu renunțe complet la prezentările de modă online. Aproape jumătate din evenimente au fost programate în mediul virtual. It feels really great to be back as we really can't wait to see the designer products. We have a hybrid London Fashion Week, but we are, as you can imagine, not just the British Fashion Council, but the industry is very excited about getting back to physical experiences. Și numărul spectatorilor a fost limitat față de anii trecuți. Măștile de protecție au fost omniprezente în sală. We've had to work through some very sort of strict guidelines for anyone that's participating and hosting events to make sure that they're COVID safe. Is that we will be asking for a proof of vaccination. We'll be encouraging everybody to test every morning. And if people haven't been vaccinated, then testing every morning will be absolutely mandatory as well. Săptămâna modei de la Londra are loc de două ori pe an, în lunile februarie și septembrie. Mai mulți voluntari ruși au fost protagoniștii salvării spectaculoase a unui pui de orcă. Întreaga operațiune a fost surprinsă de camerele de filmare. Vă arătăm imagine și dumneavoastră imediat după publicitate. Revenim în 3 minute. Este oficial, Italia a introdus obligativitatea certificatului COVID pentru toți angajații, fie din sectorul public sau privat. Peninsula devine astfel zona cu cele mai dure restricții din Europa. De când intră în vigoare noua măsură, știe corespondentul Prima TV în Italia, Dan Boanță. Bun găsit tuturor! Certificatele verzi vor deveni obligatorii aici, în peninsulă, începând cu 15 octombrie, pentru toți angajații, atât din sectorul public cât și din cel privat. Ministrul Sănătății italian, Roberto Speranța, a spus astăzi în conferința de presă susținută la Palatul Chigi că această măsură este luată pentru a face locuri de muncă sigure, dar și pentru ca această campanie de vaccinare să fie mai puternică. Prin urmare, începând de luna viitoare și până la finele anului, toți angajații din Italia trebuie să dovedească faptul că sunt vaccinați, că au trecut prin boală sau că au un test negativ recent la virus. Doar pensionarii și cei neangajați vor fi excluși de la regula Green Pass-ului. Pentru orice angajat care nu va avea un Green Pass valid asupra sa, măsura atrage după sine suspendarea din funcție și neplata salariului, însă aceste persoane nu vor putea fi concediate. Cei care vor ignora noul decret și vor continua să meargă la muncă fără să aibă un pașaport sanitar riscă o amendă între 600 și 1500 de euro. Vă reamintesc că inițial acest pașaport a fost creat pentru a facilita călătoriile între statele Uniunii Europene, dar Italia, prin această măsură, devine o țară test la nivelul întregului continent european.
În ultimele săptămâni au existat proteste împotriva constrângerilor în creștere pentru vaccinare, dar majoritatea partidelor politice italiene, precum și principala federație patronală, susțin această măsură a guvernului Draghi, invocând speranța că nu se va mai ajunge la măsuri de lockdown. Pe de altă parte, nimeni nu mai înțelege aceste măsuri, deoarece de curând Marea Britanie a anunțat că renunță la acest permis verde. Premierul Boris Johnson a anunțat că a abandonat ideea impunerii unui pașaport de vaccin pentru discoteci, cinematografe sau evenimente publice, deoarece o astfel de măsură este contrară spiritului britanic, catalogată ca fiind coercitivă și discriminatorie. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță. Operațiunea tipică de salvare orchestrată de mai mulți voluntari ruși. Oamenii au salvat un pui de orcă prins de reflux. Mamiferul marin n-a mai avut forța să înoate în largul mării și a rămas blocat pe țărm. Ore în șir s-au chinuit salvatorii să țină orca în viață. Cât timp au durat operațiunile, oamenii l-au dat constant cu apă. În cele din urmă, cu ajutorul unor frânghii, au reușit să conducă animalul către apele adânci ale mării Ohotsk. Finalul întâmplării a fost cu atât mai fericit cu cât acolo puiul de orcă era așteptat de mama lui. Trecem acum. De la sport trecem, bineînțeles, la meteo. Colega mea, Marina Nițoiu, este alături de mine în studio și, bineînțeles, ne dă mai multe informații. Bună seara, Marina! Văd că a venit toamna. La ce te referi? Acostumați. Bună seara, Marius, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, toamna a venit, mai scad și temperaturile, ai sesizat bine și vom avea parte de vreme instabilă în perioada următoare, așadar pregătiți umbrelele. În această noapte va ploua destul de mult în zona montană și mâine plouă în jumătatea de nord a țării. În București o să fie ceva mai bine, chiar dacă vor mai fi așa ploi slabe. Dar să vedem mai multe detalii. Mâine scad temperaturile în aproape toată țara. Doar locuitorii din sud și sud-est se vor bucura de valori ușor mai ridicate decât ar fi normal pentru jumătatea lunii septembrie. Nu scăpăm de ploi. Acestea cuprind jumătatea de nord a țării și zona Dobrogei. Vântul o să prindă putere în sud și centru, iar la munte, la altitudini mari, va sufla cu peste 70 de km pe oră. Temperaturile maxime pornesc de la 19 grade și se opresc pe la 27, iată, la Drobeta. În București, mâine, în prima parte a zilei va fi mai norat, iar trecător sunt așteptate ploi slabe. Apoi cerul se va degaja treptat și vom vedea și soarele. Maxima ajunge până la 27 de grade, iar vântul o să fie cam nervos. Duminică o să fie mai cald decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Ne vom bucura de cer senin și doar vântul o să fie cam neplăcut. O să bată cu 50, chiar 55 de km pe oră. Temperatura maximă atinge 26-27 de grade. Începutul de săptămână aduce vreme caldă, dar spre seară vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul se mai domolește, iar amiaza aduce 26 de grade. Cam atât pentru moment. Cu multe alte detalii vă aștept după Focus Sport. Marius? Marina, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. După Flash Monden se deschide sezonul de vânătoare al bâlbelor. Cronica Cârcotașilor revine într-o formă de zile mari. Apoi, mari actori ne cuceresc într-un regal cinematografic. Cel mai iubit dintre pământeni cu Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică și Dorel Vișan. Să aveți o noapte așa cum vă doriți.